Hristos a înviat! Iubiți credincioși, dragi radioascultători, a patra duminică a timpului pascal, în mod tradițional, este denumită Duminica Bunului Păstor. În fiecare an este propus un fragment din capitolul 10 din Evanghelia după Sfântul Ioan, în care Iisus se prezintă ca păstorul cel bun sau cel frumos, păstorul ideal. În fragmentul de anul acesta, Iisus se prezintă ca fiind chiar poarta oilor. Acest discurs al lui Iisus urmează imediat după ce l-a vindecat pe orbul din naștere. Deși orb, acesta l-a văzut sau l-a recunoscut pe Iisus drept un păstor sau un trimis al lui Dumnezeu. Farizeii însă au devenit orbi din cauza prejudecăților lor. Prima lectură luată din Faptele Apostolilor urmează fragmentului propus duminica trecută. Este discursul inițial, programatic, prin care Sfântul Petru explică evenimentul învierii. Îl vestește pe Hristos răstignit, pe care Dumnezeu l-a înălțat ca Domn și Mesia. Petru îi îndeamnă pe ascultători să se boteze, să-L recunoască pe Iisus ca unica șansă de salvare. Noi, apoi prin cuvintele Psalmului 22, am repetat că Domnul este păstorul nostru, care ne conduce, unicul salvator. Din prima scrisoare a Sfântului Petru am ascultat un text liric, un imn al suferințelor lui Hristos. Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă exemplu. De ce nu-i călcați pe urme? Iată din nou ideea porții. Ne vorbește acel Petru care se considera puternic, dar știm că a fost laș în fața suferinței. Întâlnirea cu Hristos înviat l-a schimbat total și pe el, dar și pe ceilalți apostoli. Hristos îi pune în mișcare, nu mai sta o clipă locului. Petru, mergând pe urmele lui Hristos, devine apoi și el un păstor. Iisus vrea să stabilească o relație cu prietenii săi, așa cum o are el cu Tatăl. Și pentru a exprima acest raport de prietenie, Iisus folosește imaginea păstorului cu oile sale. El le cheamă și ele recunosc glasul lui, răspund la chemarea lui și îl urmează. Iisus, bunul păstor, cu o oaie pe spatele său, a fost mereu o imagine dragă creștinilor de-a lungul timpului. El este cel care cunoaște toate nevoile turmei sale, cunoaște pericolele, știe unde sunt izvoarele de apă. Această imagine biblică a păstorului care dorește să-și îngrijească, să-și mântuiască toate uițele. Mântuirea este inițiativa lui Dumnezeu. Cine v-a adus la biserică acum sau a făcut să stați lângă radio la ora asta? Dumnezeu este Cel care a pus în noi gândul veșniciei, care ne trezește, care ne amintește că nu ne putem realiza fără El. El este Cel care, asemenea bunului păstor, vine la noi în fiecare dimineață și ne strigă pe nume, ne caută și ne invită să-L urmăm, să-I ascultăm glasul. Și tocmai în lucrurile mărunte, dacă ar fi după noi, poate la ora asta am mai dormit un pic, poate în loc să mergem la biserică duminica, ne-am uitat la un meci sau la un film. După evenimentele de la 11 septembrie 2001, o firmă a invitat membrii rămași în viață ai altor firme care fuseseră afectate de atentate să împartă spațiul de birouri rămas disponibil. La una dintre întâlniri, șeful serviciului de securitate a spus poveștile oamenilor rămași în viață și motivele lor au fost toate lucruri mici. Așa cum probabil ați mai auzit, directorul firmei a supraviețuit în ziua aceea fiindcă fiul lui începuse grădinița. Un altul a rămas în viață fiindcă ieșise să cumpere gogoși. O femeie a întârziat la serviciu fiindcă nu-i sunase ceasul deșteptător. Un altul a pierdut autobuzul. Altul nu a găsit un taxi. De aceea este în viață astăzi. Acum
spunea el, acel șef al securității firmei, când sunt blocat în trafic, pierd liftul, mă întorc din drum să răspund la telefon, adică toate acele lucruri mărunte care mă enervau, mă gândesc că probabil acela este locul în care Dumnezeu vrea ca eu să mă aflu în acel moment. Dragi credincioși, când dimineața pare că începe prost, când copiii par că se îmbracă prea încet, nu găsiți cheile mașinii, prindeți toate semafoarele pe roșu, să nu vă enervați. Dumnezeu este la datorie, este alături de dumneavoastră, este alături de noi, ne vorbește și ne strigă pe nume. Așadar, trecem la un alt punct din Evanghelie. Pe lângă această inițiativă de mântuire a lui Dumnezeu, descoperim că mântuirea este întotdeauna personală. Bunul păstor cheamă pe nume pe fiecare dintre oile sale și le conduce afară. Domnul nu ne iubește la grămadă. Dumnezeu nu face așa ceva. El lucrează cu indivizi, cu fiecare dintre noi. Când păcătuiești, tu păcătuiești, nu părinții tăi, nu poporul român. Dumnezeu are oameni pe care vrea să-i mântuiască. Și pe mine, și pe tine, dragă ascultătorule, care acum mă asculți prin intermediul Radio Iași, și pentru tine, dragă creștinule, care te afli în Catedrala Adormirea Maicii Domnului, Dumnezeu ne cunoaște pe nume, pentru că El ne-a creat și ne strigă, ne vorbește, ne cheamă să ne mântuim fiecare. Dumnezeu ne cunoaște pe nume, ne cunoaște, pentru că El ne-a făcut, cum să nu ne cunoască? În experiența timpului în care a trăit Hristos, numele reprezintă întreaga persoană și misiunea sa. A da nume sau a cunoaște numele indică familiaritatea, o cunoaștere profundă. Cu siguranță am experimentat și noi, fiind în tramvai sau în piață, unde facem parte dintr-o mulțime și suntem doar un număr, cineva ne strigă pe nume și noi surâdem imediat pentru că am primit o identitate. Una e să auzi bună, salut, și alta e să fii salutat cu bună ziua Adrian, bună ziua Maria. Așa, zi de zi, bunul păstor ne vorbește, ne strigă pe nume, ne cheamă să-L urmăm pentru că vrea să ne ofere viața, dar din păcate sunt și atâtea voci care ne oferă în fiecare zi impresii, frânturi, perspective de viață. Atâtea glasuri care ne strigă, care doresc să fim de partea lor. Poate sunt oamenii politici, comercianți, jurnaliști, comentatori. Mai este și vocea legalismului care te face să fii sclavul fricii, vocea idolilor, acela în care ești lăsat, acele voci care te lasă pradă banilor, profesiei. În acest caz, nu-ți înalți capul, nu ești capabil să-l vezi pe celălalt, pe un prieten, nu ești capabil să-ți vezi familia, colegii, fiind doar preocupat pentru succesul tău, pentru banul tău. Și apoi sunt și alte voci ale modelelor culturale care sunt propuse de mass media, care te obligă să-i cumpere apoi produsele. Tu nu ești capabil să discerni între adevăr și minciună și rămâi sclav. Sunt hoți și tâlhari, nu te conduc la viață. Aceste voci care te îndepărtează de Dumnezeu. Poate fi și morala curentă în care cad multe persoane, tineri sau mai puțin tineri. Atunci când spunem, așa face lumea acum, și rămâi închis. Dacă nu ești de acolo, tu te vei comporta așa cum fac oile când, care nu sunt ghidate, care nu sunt conduse. Ele nu văd mai departe de 4-5 metri. Ele le urmează pe cele care se află în fața lor, chiar dacă cele mai din față au căzut deja într-o prăpastie. Din cauza acestui spirit gregar, acestui spirit de turmă, fac ceea ce fac toate celelalte, pentru că nu au nicio perspectivă. Iisus este poarta pentru a ieși din aceste tâlhării și pentru a ne duce la adevărata viață. Spune Iisus, cine va ieși pe această poartă, va intra prin el în lumea lui Dumnezeu, lumea vieții, și va fi salvat. Eu am venit pentru a da viața și viața și viață din abundență. Păstorul vine pentru a le deschide oilor ochii, făcându-le să le recunoască după vocea lui, deoarece vorbește direct la inimă. Așa sunt toți păstorii buni. Slava Domnului,
Nu a existat nicio perioadă în istoria de 2000 de ani de creștinism în care să lipsească exemplul păstorilor buni și sfinți, unii dintre ei vărsându-și chiar și sângele pentru credință, așa cum a fost și păstorul nostru, episcopul Anton Durcovici. Apropo, despre episcopul Durcovici, un elev al său, monseniorul Hieronymus Menges, care a trăit în Germania, spunea despre episcopul Durcovici: eu am avut întotdeauna impresia că el m-a iubit cel mai mult pe mine. Eu sunt convins, Baltazar, adică un alt coleg, avea aceeași impresie. Am fost foarte impresionat când mai târziu, ca preot, am întâlnit un coleg și am povestit că am fost îndrăgit de Durcovici. Colegul mi-a zis: pe mine m-a îndrăgit cel mai mult. Atunci m-am minunat și m-am gândit, spunea monseniorul Menges. Sigur a fost așa, pentru că fiecare dintre seminariști și fiecare alum se gândea că el era îndrăgit cel mai mult. Episcopul Durcovici vorbea limbajul iubirii, limbajul inimii. Și la fel, cum de Papa Francisc este așa de iubit de către cei care îl ascultă, de către cei care îl văd, de către cei cărora le vorbește. Recent, el s-a adresat unei conferințe penticostale în care le-a spus celor prezenți că el vorbește în limba italiană, să ierte pe cei prezenți că nu vorbește în limba engleză, dar nici în limba italiană nu vorbește. El vorbește limba inimii, un limbaj cu o altă gramatică, care ține cont doar de două lucruri: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar pentru a auzi acest limbaj, avem nevoie să facem liniște în viața noastră. Avem nevoie să discernem dintre atâtea glasuri care sunt prezente printre noi și ne cheamă să le urmăm. Un capitan de vas în timpul celui de-al doilea război mondial avea nevoie de un transmisionist, adică de o persoană care poate comunica prin limbajul Morse. Așadar, capitanul a publicat în ziar acest lucru. Era un timp foarte greu în care mulți căutau de lucru și mai ales slujba aceasta era foarte bănoasă. Așa că s-au înscris foarte mulți pentru a câștiga acest post. Sosește și ziua de examen, toți pe holuri vorbesc, neliniștiți, într-o gălăgie puternică. Oare ce ne va da la examen? Oare cât va fi salariul? La un moment dat se deschide o ușă. Din spatele ei iese capitanul cu un tânăr și zice: nu mai este nevoie să mai rămâneți la examen, sunteți liberi. Examenul a fost dat. Aceștia, revoltați, îl întreabă: cum să fie dat? Abia peste un sfert de oră trebuia să-l dăm. Dar capitanul a spus: vedeți voi aceste difuzoare? Și le-a arătat cele patru difuzoare de pe hol. Prin ele am transmis un mesaj prin limbaj morse, astfel ca acela care va auzi mesajul și îl va înțelege să vină în biroul meu. Acest tânăr din fața voastră l-a auzit și a venit în birou. Voi erați prea ocupați cu altceva și nu ați auzit mesajul. Da, iubiți credincioși, este un risc ca să ne preocupăm de toate aceste glasuri și să-L neglijăm tocmai pe cel esențial pentru viața noastră, glasul lui Iisus, bunul păstor. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, auzim, spuneam, tot felul de glasuri, dar să mergem, să-L urmăm pe bunul păstor al vieții noastre. Cum putem să realizăm relația dintre noi și bunul păstor? Trebuie să nu uităm vocea, pentru că ne putem îndepărta și dacă îi uităm vocea, vin acei păstori răi, acei mercenari și ne fură, vin lupii și ne mănâncă. Nu vi s-a întâmplat să vină cineva și să vă întrebe dacă vă amintiți de el și ați răspuns că nu? Pentru că v-ați întâlnit acum mult timp, 10-20 de ani înainte, atunci îl cunoșteați, știați cine este, cine sau care sunt părinții, unde stă, dar timpul a trecut, nu te-ai mai întâlnit de mult cu el, iar acum nu-l mai cunoști.
Dar dacă te sună mama sau sora sau soțul, chiar dacă nu ai avea memorat numărul de telefon, ea îi recunoaște imediat. Ca să poți cunoaște glasul cuiva atunci când îți vorbește, trebuie să petreci mai mult timp cu el în conversație, să fii mai aproape de el. Dacă vorbești din an în an, din Paști în Crăciun, foarte rar, atunci greu îl recunoști. Ce importantă este rugăciunea, ce important este să stai cu Iisus, bunul păstor, să vorbești cu El, să-i spui problemele și să-i asculți glasul. Așa te înveți cu El, așa înveți glasul. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, în această a patra duminică a Paștelui, noi celebrăm și Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocații, pentru care Papa Francisc a trimis o scrisoare cu tema Vocațiile, mărturia adevărului, în care scoate în evidență că orice vocație provine din inima lui Dumnezeu și încolțește în pământul bun al poporului credincios doar în experiența iubirii fraterne. Avem nevoie de păstori, avem nevoie de acești oameni care să se abandoneze și să lucreze pentru Dumnezeu și mai ales să lucreze din iubire pentru frații lor. Să ne rugăm, iubiți credincioși, vă îndemn și pe dumneavoastră, dragi ascultători, care poate sunteți țintuiți de suferință, să oferiți suferința voastră, crucea dumneavoastră, pentru acești tineri care poate cu greu aleg vocația, aleg să-L urmeze pe Hristos. Închei cu un anunț publicitar, făcut de Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea într-un discurs din anul 1985. Se caută heralzi a Evangheliei, experți în omenire care să cunoască în profunzime inima omului de astăzi, să-i aparte la bucuriile și speranțele lui, la tulburările și tristețile lui și în același timp să fie contemplativi, îndrăgostiți de Dumnezeu. Trebuie să-L rugăm pe Domnul să mărească spiritul de sfințenie în biserică și să ne trimită sfinți care să evangelizeze lumea de astăzi.